Consumatorii de gaze definiți ca fiind vulnerabili vor fi singurii care vor mai plăti tarife reglementate după liberalizarea completă a pieței, restul consumatorilor casnici urmând să-și negocieze singuri tarifele cu furnizorii. În categoria clienților vulnerabili vor intra persoanele cu venituri mici și cele care, din motive de sănătate sau vârstă, necesită continuitate în alimentarea cu gaze naturale. Consumatorii de gaze casnici cu venituri mici și cei care din motive de vârstă sau sănătate necesită continuarea în alimentarea cu gaze naturale vor fi considerați clienți vulnerabili potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Consumatorii definiți ca fiind vulnerabili vor fi singurii care vor mai plăti tarife reglementate după liberalizarea completă a pieței, restul consumatorilor casnici urmând să-și negocieze singuri tarifele cu furnizorii. Astfel, potrivit proiectului de ordin, clientul final aparținând categoriei de clienți casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții. Are venituri reduse stabilite de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale. La locul de consum locuiește o persoană care, din motive de sănătate sau de vârstă, necesită continuitate în alimentarea cu gaze naturale sau alte condiții speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.